înstrăinat, de înstrăinat chiar și o bucată de el este dreptul de folosință, nu poate fi dat decât prin votul Consiliului Local. Asta am spus-o inclusiv în timpul ședinței când s-a aprobat. A, ca să identific modalitățile prin care se poate face acest lucru, soluțiile, cum spuneți dumneavoastră, da, asta da. Și asta caută, de aceea, când am vorbit cu domnul Alexandru, că vorbim acum de marcă, da, asta, de fapt, și pentru asta l-am convocat. Domnul Alexandru v-a spus că dacă un an de zile este și din aici marca aceasta și palmaresul va sta însertat la primărie, nu are continuitate. Dar am venit în fața Consiliului Local și am propus un proiect de mărire. Nu are continuitate, domnul primar. Și ce se întâmplă? 2016. Nu v-a pus. Nu. Eu vreau să spun. 2016. Deci eu am venit în fața Consiliului Local cu o propunere care n-a fost acceptată. Acum trebuie să identific altă propunere. Nu, a avut aviz negativ și se putea discuta. Haideți să discutăm. Dar bun, e altceva. Da? Probabil că dacă nu identific o soluție care să fie la sentimentul tuturor, care eu caut acum, că nu sunt, da? Nu ceva timp și nu se rezolvă absolut deloc. Dar de ce nu veniți dumneavoastră pe soluție? Nu se vin eu, dar dumneavoastră ați promis că ne ajutați. Nu, eu am promis așa. Eu am promis așa. În campanie am promis așa. O să găsim soluțiile, să aducem sigla înapoi. Lucru pe care m-a ajutat Dumnezeu și niște colegi și a reușit să o aduce, da? Da. Și aceea că vom încerca să găsim soluțiile pentru ca cei care sunt cei mai reprezentativi din societatea aceasta, din așa, să poată duce mai departe fenomenul petrolului. Ei au venit pe gratis de la domnul Berci, au venit pe gratis la primărie și nu înțeleg de ce nu puteți să-i îngredați. Imediat după alegeri, dacă se mergea pe înregistrarea clară și concretă a mărcii, la acest moment și se venea, ceea ce am făcut noi în Consiliul Local în Puternicinul, pe domnul primar acum să identifice tot ce înseamnă în legătură cu marca petrolului, în acel moment sunt anumiți spați legali care într-o lună, două se pot rezolva și atunci poate fi îndreptată către o structură sportivă acea licență și marca. Deci și știm de ce ați primit clar ordin, de la cine ați primit ordin să nu se aprobe predarea mărcii. Vă spun, nu există așa ceva. Domnule,